întâmplat, să cumpăr un produs pe care să nu îl folosesc deloc, practic să-mi pierd toți banii pe el. Mi s-a întâmplat să cumpăr produse și să nu-mi placă, dar să le găsesc altă întrebuințare sau să le folosesc diferit sau cumva să încerc să le introduc totuși în rutina mea de machiaj. Însă de curând s-a întâmplat nenorocirea ca să cumpăr un produs și să-mi dau seama că toți banii mei pe care am dat pe el s-au dus, nu mai am ce să mai fac, nu mai am cum să folosesc produsul respectiv în alt scop, nu am cum să-l integrez în altceva și practic să mă resemnez că asta este. Dar în schimb am zis să fac clipul ăsta ca să nu pățiți voi aceeași chestie ca și mine, să nu vă dați voi banii pe produsul ăsta. Dacă ați văzut haul-ul cu produse de la Sephora, dacă nu l-ați văzut, o să vă las pe aici link către el. V-am arătat că mi-am cumpărat The Original Makeup Eraser și v-am spus că nu l-am încercat, o să-l încerc. Aș fi foarte mulțumită și fericită dacă ar funcționa bine și din păcate nu face nimic, nu-mi place deloc. Ceea ce se cere el a fi este o bucată de material cu care vă puteți demachia. Îl udați cu apă călduță și vă spun, l-am încercat cu apă călduță, l-am încercat cu apă rece, l-am încercat o mulțime de chestii. Am făcut chestia asta și l-am încercat de 3 ori și vreau să vă zic că de fiecare dată nu a demachiat foarte bine machiajul. Trebuie să frec foarte mult, pielea mea a devenit foarte roșie, trebuia să insist foarte mult, trebuia pur și simplu, în loc să dureze 10 minute de machierea mea, a durat, cred că, 20 de minute, practic dublu, pentru că mă chinuiam nefolosind un produs special pentru demachiere, un demachiant și doar cârpulița aceasta. A durat foarte mult până să mă demachiez și chiar și atunci a trebuit din nou să vin cu o dischetă demachiantă și să iau ultimul strat de machiaj pentru că nu a reușit să îl ia în totalitate. Eu am o piele mai diferită, să spunem, și are anumite cereri, să spunem, între ghilimele. V-am mai povestit că eu am nevoie constant de un exfoliant, tocmai pentru a da jos pielea moartă de pe față. Și în momentul în care foloseam acest prosopel, să spunem, ca să nu mai zic cârpă, să o fie chiar așa de rea. Când foloseam acest prosopel, demachia produsul, demachia fondul de ten, dar tot vedeam că rămânea piele moartă cu fond de ten pe fața mea și arăta groaznic și v-am spus, într-un final, tot a trebuit să vin și cu un demachiant pe față pentru a curăța foarte bine, pentru că eu așa nu puteam să rămân demachiată doar cu acest prosopel, pentru că totuși mai rămânea produs pe față. Vreau să vă zic că la produsele waterproof, nu le-am depărtat complet, le-am depărtat undeva la 20%, 30% maxim. Și eu pe acest prosopel, pe acest makeup eraser, am dat 60 de lei. Nu mai am ce să mai fac cu el decât să-l fac cârpă și să șterg praful cu el în casă. Haideți să vă zic, așa arată pachetul în care a venit. Makeup eraser, vedem ce mai scrie pe el. Pe site-ul Sephora spune că poate fi folosit doar el cu apă călduță sau împreună cu un demachiant. Păi atunci ce rost mai are să-l folosesc pe el dacă trebuie să folosești un demachiant. Plus, rămâne foarte murdar și este și normal, dar rămâne foarte murdar și trebuie să puneți la spălat. Și asta ar însemna că eu în fiecare zi să pun la mașina de spălat doar acest prosop și atât, ca pentru a doua zi să l-am curat și să mă pot demachia cu el. Și mi se pare la fel, o pierdere de timp. Ei spun că această bucată de material poate fi pusă la spălat de mii și mii și mii de ori, dar v-am explicat, asta ar însemna că în fiecare zi eu să-l pun la spălat. Pentru că mă demacheam chiar și trebuia să insist. Pielea mea devenea foarte roșie și mă speria pentru că nici măcar cu demachiant nu am pățit chestia asta. Am mai povestit că am probleme cu tenul meu sensibil, acneic, gras și toate cele, în momentul în care mă demachez cu un demachiant și atunci se înroșește, dar nu atât de tare ca și cu produsul ăsta și chiar trăiam cu impresia că cu produsul ăsta nu se va mai înroși atât de tare, nu va mai trebui să folosesc demachiante cu alcool și nu, aparent a făcut și mai rău. Am făcut și un soi de iritație, mi-au apărut și câteva coșuri din cauza lui, așa că nu m-am înțeles deloc cu el, îmi pare rău că am dat banii pe el. Am vrut să fac neapărat clipul ăsta pentru că dacă voi simțiți nevoia și vreți neapărat și museți să-l încercați și sunteți curioase cum este ca și produs, ok. Însă, dacă nu vă tentează atât de mult, dacă nu considerați că trebuie să dați 60 de lei pe o bucată de material, nu uitați. Și varianta doar cu un singur prosopel este 60 de lei, știu că
că este și varianta cu 3 prosoape și fiecare prosop face altceva și este pentru o altă parte a feței, unul pentru buze, unul pentru ochi, dar mi se pare o pierdere de timp, am spus. Și eu am dat 60 de lei pe el. Apoi mai puneam încă 50 de lei și îmi luam demachiantul de la Clinique, Take the Day Off. Acela vreau să îl încerc în viitor și vreau să mi-l cumpăr să văd cum este, pentru că este foarte lăudat, dar acesta a fost o dezamăgire totală. Cam acesta a fost clipul cu minunata cârpișoară. Dacă l-ați folosit, dacă ați folosit acest prosopel, vă rog să-mi scrieți în comentarii și spuneți-mi cum a fost experiența voastră, dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut și dacă v-a demachiat bine sau nu. Dacă ți-a plăcut clipul și ți s-a părut informativ, nu uita să dai un like, iar până data viitoare vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem în următorul clip. Pa!